Dacă la începutul pandemiei am fost luați prin surprindere, nu aveam cu ce să luptăm împotriva acestui virus. În acest moment avem unelte, arme la îndemână. Nu, cu siguranță că nu sunt perfecte, dar sunt niște mijloace care ne pot folosi pentru a ne feri măcar de cazurile grave. Pentru că în terapie intensivă, la Suceava, 100% din pacienții existenți, repet, 100%, sunt nevaccinați. De aceea pot afirma și mi-asum ceea ce spun, că pacienții nevaccinați vor face forme grave de boală. De aceea vaccinul nu ne ferește de contactul cu virusul. Vom avea contact cu virusul și cu siguranță că în următorii ani acest virus se va transforma într-o gripă sezonieră și probabil că ne vom obișnui cu el, dar vaccinul în acest moment ne ferește, pot să afirm din cele văzute în Spitalul Județean Suceava, ne ferește de formele grave de boală. Forme grave de boală înseamnă terapie intensivă COVID, înseamnă mortalitate de peste 90% și vă spun din statisticile spitalului, din ceea ce am trăit, din ceea ce am văzut. Pentru a putea înțelege ceva mai bine atât munca medicilor, cât și ceea ce trăiesc pacienții, am intrat în cel mai fierbinte loc din Spitalul Județean Suceava, secția de terapie intensivă COVID. Pentru a avea acces acolo am fost complet echipați cu combinezoane, mănuși, cizme, măști și ochelari. Un echipament sub care temperatura corpului crește subit și care împiedică atât vizibilitatea foarte bună, cât și manevrele sensibile care trebuie făcute de personal în terapie intensivă. Domnule doctor, în terapia intensivă COVID, în locul unde noțiunea timpului lipsește și pentru dumneavoastră, dar mai ales pentru pacienți, e forfotă zi și noapte și paturile sunt mereu ocupate de forme dintre cele mai grave. Acum, în timp ce noi stăm de vorbă, un coleg de-al dumneavoastră tocmai a reușit și a stabilizat un pacient, pacient tânăr. Cum e să trăiți de atâtea luni de zile aici? Deja avem un an jumătate, suntem cu experiență. A fost o perioadă de relaxare, am avut în jur de 2 luni terapia goală, am redus la 3-4 terapia COVID, dar treptat crescând numărul de cazuri, am ajuns la capacitatea maximă de 70 paturi pe care am avut-o în valul 3. Deci am deschis câte un salon, câte 4 paturi pe rând și am ajuns la capacitatea maximă în care putem funcționa și ca terapie COVID și ca terapie non-COVID. Asta este tot ce putem noi face ca să asigurăm ambele urgențe. Procentajul cred că este cam în jur de 60% de pacienți care decedează, care sfârșesc în terapie intensivă. La procentul general, la cei intubați, procentul deceselor este mai mare, jur de 90%. Pentru că intubația, ventilația invazivă este ultima soluție a pacienților. Când depășim toate celelalte variante de oxigenare, apelăm la intubație și atunci mortalitatea este foarte mare. Este mortalitatea generală, care este raportată cam peste tot în lume a pacienților. Toți pacienții pe care i-am avut cu forme severe nu a fost vaccinați. Deci niciun pacient nu a fost vaccinat din cei cu forme severe care au ajuns la noi. Prima recomandare este vaccinul, care este cea mai eficientă metodă. Sunt pacienți vaccinați care au făcut forme, dar forme ușoare sau medii. Forme severe nu am avut încă. Sperăm să nu. Vaccinul ar fi diferența nu între a lua sau nu virusul, ci diferența între a te trata acasă sau pe o secție normală și a ajunge aici în terapie intensivă COVID. În primul rând vaccinul și în al doilea rând, la primele simptome, trebuie să vii la spital, pentru că sunt foarte mulți pacienți care se tratează acasă, ori prin medicul de familie, ori o tratează ca o banală răceală și atunci ajung cu forme severe când nu mai este eficientă medicația antivirală, antiinflamatorie. Deci, în primul rând, vaccinul și, în al doilea rând, vizita cât mai precoce la medicul specialist. Să fim mai multă grijă. Da, eu am neglijat un pic boala asta. Cum îmi dau seama că se poate agrava atât de tare? Ați ajuns târziu la spital față de momentul în care v-ați dat seama că sunteți bolnavi sau cum ați neglijat? Am fost tratat acasă, să fie în sistem medical. Și m-am simțit bine o perioadă.
Și apoi într-o seară m-am desaturat și am ajuns la infecție. Am simțit bine, în general, da. Da, eu am lucrat tot timpul și nu m-am protejat. Nu am făcut niciodată și uitați ce s-a întâmplat. Am luat și o formă gravă, da. De la ATI COVID a mers la boli infecțioase în Spitalul Vechi, unde după o nouă echipare strictă am văzut cum sunt îngrijiți pacienții care fac forme medii și grave, dar nu severe ale bolii. Deseori depășesc 10 zile de internare până când ajung să se simtă mai bine. Cei mai mulți dintre ei ajung mult prea târziu la spital, tocmai de teama condițiilor de aici. Dar este o greșeală, o spun atât medicii cât și pacienții înșiși. Mai știți de câte zile sunteți aici? Noi trecut cam de 10 zile, poate mai bine de 10 zile, când am stat prea mult acasă, cu frică, zic să nu, da, știți cum, frică de la spital, dar nu este nimic adevărat, este foarte, foarte bine totul, medicamente foarte bune, ocupă foarte mult de noi, ai un foarte mare grijă, curățenie, mâncare foarte bună. De cum ați ajuns? V-ați tratat întâi acasă? Mai știți de unde ați... Vă închipuiți de unde ați luat virusul? Nu aș putea să zic de unde, ce știu eu. Poate că e un pic de oboseală prea multă. Da, știți cum în august acasă, din concediu, multă lume, aglomerație. Nu știu, prea multă oboseală. Am simțit așa că col, foarte mai numai... Nu mai puteam, da, haideți să facem testul și făceam tratament acasă, încă că aveam asistentă, doamna asistentă acasă, făcea tratament, dar la oxigenul, saturația 70, de nu veneam, foarte, foarte greu. Nu m-am vaccinat încă, dar preconizez și vedem. Doamna doctor, față de întâlnirea noastră anterioară de acum un an și mai bine, ce s-a schimbat? Ce a adus nou acest val 4 și ce semnal de alarmă trebuie să tragem de data aceasta? Acest val 4 a adus un număr mai mare de pacienți, pacienți mai tineri față de valul precedent, pacienți fără comorbidități și pacienți care se degradează, deci la care boala avansează mult mai repede decât la tulpinile existente anterioare. Aceasta este realitatea pentru varianta Delta, pentru tulpina Delta acestui virus. Oamenii trebuie să știe că spitalul este un bun necesar, că trebuie să se prezinte la medic, nu neapărat de la primele simptome, dar atunci când simptomele devin îngrijorătoare, consultul la medic nu trebuie întârziat, pentru că pe măsură ce pacientul se prezintă mai târziu și șansele acestuia scad, deja răul făcut de virus la nivel pulmonar este instalat și șansele de regres sunt mult mai mici. Pacienții trebuie să știe că și aparținătorilor că singura cale de a ieși din această pandemie este de a conlucra. De a conlucra împreună cu noi și asta prin administrarea vaccinării. Vaccinul este singurul care previne, este singurul care, chiar dacă faci o formă de boală, o faci o formă de boală ușoară, previne internarea în terapie intensivă și atunci toată lumea este veselă și mulțumită. Ceea ce ați văzut la noi pe secție sunt o mulțime de pacienți, unii tineri, alții aproape de pensie, sunt pacienți care dacă s-ar fi vaccinat ar fi trăit mai liniștiți împreună cu nepoții. Sunt tragedii în cadrul fiecărei familii, sunt familii cu copii la care tatăl sau mama prezintă o formă severă sub ochii copiilor. Copiii deocamdată avem norocul să facă forme ușoare de boală, dar suntem cu ochii pe ei pentru că această tulpină afectează în special copiii și noi am văzut că avem un număr mai mare de internări, până acum toți cu forme ușoare, repet. Dar lumea trebuie să înțeleagă că doar vaccinarea este soluția pentru a depăși aceste probleme. Locuri sunt puține, dar oamenii nu trebuie să se gândească în primul rând la asta. Acesta este problema noastră organizatorică. Omul trebuie să știe că trebuie să se prezinte la medic pentru a fi evaluat. Sunt îngrijorat
în continuare de rata mică de vaccinare și nu spun că trebuie să ne vaccinăm cu toții. Pentru că lumea crede că îi se impune vaccinarea, dar trebuie să fie conștienți oamenii că este singura armă și trebuie folosită. Și în momentul în care îți asumi că nu te vaccinezi, îți asumi și lipsa unui loc în spital, poți să-ți asumi și transferul în altă parte sau chiar lucruri și mai grave. Pentru că nu putem, pe refuzul unora, pe lipsa de informare, pentru că asta am făcut apel întotdeauna, oamenii să caute informații din surse avizate, din surse sigure. Și în momentul în care ești informat așa cum trebuie, dintr-o sursă sigură și iei decizia să nu te vaccinezi, îți asumi toate repercusiunile care pot să apară sau pot să nu apară. De aceea fac apel încă o dată la toți locuitorii județului și nu numai. Vaccinarea este singura opțiune a noastră pentru a ne feri de formele grave de boală. Poate că ne-am dorit să avem o armă perfectă, un vaccin perfect, un vaccin doar cu efecte benefice și niciun efect negativ, dar în general vă spun că medicamentele au și anumite efecte negative, dar important este ca aceste efecte negative să fie aproape nule în comparație cu efectele pozitive pe care le aduce acest vaccin. Nu putem la nesfârșit să privăm pacienții non-COVID de actul medical, pentru că unii dintre noi nu doresc să se informeze, nu doresc să se vaccineze, nu doresc să se protejeze. Pacienții cu comorbidități, pacienții cu factori de risc, pacienții cu alte patologii care au risc mare de a ajunge la o formă severă, trebuie să se vaccineze. Nici în rândul personalului medical, rata de vaccinare nu este mulțumitoare, o spune cu regret managerul Spitalului Județean Suceava. La medici, vorbesc de imunizare, ajungem undeva la 80%, asistente mai puțin și pe categorii de personal, infirmiere, îngrijitoare, brancardier, personal auxiliar, din ce în ce mai mic. Nesatisfăcător, pentru că spuneam noi ca și populație trebuie să ajungem undeva la un procent de 75-80% pentru a stopa această pandemie. Altfel, vedeți că tot apar aceste valuri, că de acum tot discutăm de aceste valuri ale pandemiei, tocmai pentru că nu ajungem rapid, într-un timp scurt, la un grad mare de imunizare.